România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este un moment critic, prieteni, și aș vrea să-l înțelegeți ca atare. Când într-o țară mor 300 de oameni în fiecare zi din cauza unei boli de care am putea să ne ferim, societatea este lovită cumplit. Fibrele se destramă și fac loc fricii, neîncrederii, soluțiilor individuale. Dacă o ținem tot așa, și o vom ține tot așa, la sfârșit nu vom fi doar mai puțini, vom fi și mai săraci. 300 de morți într-o zi este ca și cum în România ar cădea câte un avion în fiecare zi, spunea unul dintre oficiali. Și cam asta este imaginea. În fiecare zi, un avion românesc cade la pământ cu pasagerii săi. Doctorul Gheorghiță spune că suntem în scenariul din Lombardia, adică avem spitale asaltate, medici care nu mai pot să răspundă cererilor și mai ales oameni care trebuie să aleagă cine trăiește și cine moare. Iar oamenii aceștia sunt mai mult decât cifre. Ei au o poveste, au o lume, au copii, au părinți, au oameni dragi în jurul lor care îi așteaptă. Chiar dacă nu se întâmplă fix lângă noi, nu înseamnă că durerea nu e acolo. Așa trebuie să abordăm lucrurile. Eu cred că este de datoria noastră, stat și societate, să găsim rapid soluții care să oprească sau măcar să reducă treaba asta. Viața nu poate merge la fel mai departe când ai o catastrofă. De asta și astăzi vom discuta despre epidemia asta care ne macină și vom căuta soluții. Mai ales că statul român, prin reprezentanții săi, ne-a pus această problemă în brațe. Vorbesc serios, adică la modul propriu. Imediat veți asculta o voce. Este șefa Institutului Național de Sănătate Publică, doamna Adriana Pistol, care este de o sinceritate tulburătoare. Ea spune că mai multe nu trebuie să așteptăm de la stat. Vă las dialogul doamnei Pistol cu jurnalistul Andrei Vlădescu de la Antena 3, cred că era. Haideți să-i auzim. Ce soluții mai rămân autorităților? Sunt convins că domnul Arafat și alții... Eu v-aș răspunde. Dar de ce să fie soluții la autorități? Tocmai v-am descris... Dar cine să vină cu ele, doamnă? De la dumneavoastră, de la fiecare dintre noi. Noi jurnaliștii să găsim soluții. Nu. Dumneavoastră ca cetățean. Dumneavoastră ca cetățean, toți cetățenii acestei țări, care se confruntă cu o situație în care viața li s-a schimbat în totalitate... Nu trebuie să vină cineva să le dea soluții. Soluțiile se află la îndemâna fiecăruia dintre noi. Da? Și masca, și să mă spăl pe mâini, și să nu mă duc în aglomerații, și să mă duc să mă vaccinez. Acestea sunt soluțiile. Haideți să le aplicăm. Are sau nu are dreptate doamna Pistol? Gata? S-a terminat cu statul român? Și a ratat misiunea fundamentală de a-și apăra cetățenii? Asta să fi fost? Păi, poate că da. Desigur, potrivit credințelor noastre din toți acești ultimii ani, politicienii și statul trebuie să dea socoteală la o așa afirmație și la un așa comportament de luni de zile încoace. Dar oare nu are nici măcar un pic dreptate această doamnă? Trebuie să vină un polițist la fiecare dintre noi ca să avem grijă unii de alții? Ce ziceți de treaba asta? Dar eu zic că statul român mai are o soluție la îndemână, de care este frică, este nepopulară, nimeni nu o vrea, toată lumea se ferește. Nu credeți însă că la atâta moarte și suferință este nevoie de o nouă carantină? De un nou lockdown care să mai salveze ce se poate salva? Dacă suntem în scenariul din Lombardia, cum zice domnul Gheorghiță, atunci tratamentul acela a fost. Ne oprim 2 săptămâni, o lună, scădem presiunea pe medici și apoi revenim la viață. Doctorul Arafat a fost întrebat despre chestiunea asta și a zis, domnule, nu, nu și nu și nu complet, pentru că avem metode, avem mască, avem vaccin, avem în curând, în câteva luni, zice el, un tratament și asta e adevărat, dar în câteva luni. Bine, la noi în România se și merge la școală, de exemplu, în zone unde sunt îmbolnăviri de 20 la 1000. Încă se merge la școală, da, adică în locurile cele mai aglomerate din România au devenit școlile. Dar dacă această soluție a carantinei, a lockdown-ului, nu este aia bună, care ar fi, domnule, soluția? Ne întoarcem la doamna Pistol. Ce să facem? Cum să ne uităm? 0372069599. Este timpul pentru un nou lockdown?
Ce soluție rapidă vedeți la îndemână ca să oprim valul de moarte și cum ar trebui să funcționeze România mai departe? Eu am zis ce aveam de zis, România în direct începe aici, suntem și pe Facebook, mai văd și acolo mesaje, 0372069599, Andrei vorbește primul, salutare! Salutare, Cătălin, salutare ascultătorilor. Eu nu cred că acest lockdown este o soluție. Am avut plăcerea să vorbesc cu tine imediat la începutul pandemiei. Eu cred că oamenii care au condus până acum ar trebui să plece. Păi au plecat. Au plecat, Cătălin, au plecat târziu, mințindu-ne, și trebuie să răspundă. Dar trebuie să plece cel care a condus echipa. Și asta adică... este domnul de la proces. Cu lockdown și cu oameni nu se va rezolva nimic. Pentru că, precum am văzut, s-a făcut un congres cu mulți oameni și acești oameni n-au respectat nimic. Dând amenzi la cei mici, nu. S-a făcut ceva, spuneai că nu sunt tărci, nu sunt, n-avem aparatură. Cât timp a fost toată vara, de cât a început pandemia asta, cine sunt oamenii care sunt plătiți din taxele și impozitele românilor, care trebuia să se ocupe de lucrurile astea? Care trebuia să facă un spital? Care trebuia să amenajeze un spital? Care trebuia să aducă ventilatoare, care trebuia să aducă medici. Da, știi cum e, nu te poți pregăti la nesfârșit pentru o catastrofă și cât de mare să-ți închipui catastrofă. Oamenii ăștia nu s-au pregătit deloc. Stai un pic, cât de mare, când faci tu un plan acolo, cât de mare poți să-ți închipui catastrofa? Ne pregătim pentru o catastrofă în care avem, știu eu, 30.000 de îmbolnăviri pe zi, luăm un scenariu de ăsta maximal și zicem... Hai, domnule, să cumpărăm de toate cât o să fie? 30-40 de mii. Da, dar, Cătălin, noi n-avem pentru nici pentru 1.000. Da, asta cum zice, problemat. Avem 1.556 de oameni la TI în momentul ăsta. Am avut oameni pregătiți, oameni deci, profesioniști care au fost înlăturați. Pentru la că cine? N-au făcut la cine? Zis domnul prim-ministru. Nu, la cine te referi? Care e profesionistul ăla de-l dă durăm afară? Păi, a fost și domnul, cei care au fost recent destituiți, înainte să fie dat domnul prim-ministru afară, au fost și pe la Ministerul Sănătății și, Cătălin, degeaba punem oameni profesioniști dacă ei trebuie să facă ce zice politicul. Doamna asta, Adriana Pistol, nu are și ea un pic de dreptate în ce zice acolo? Cătălin, are dreptate, doamna, dar eu vreau să spun că peste tot pe unde am trecut eu prin țară, în 90% am văzut că oamenii respectă. Ca să faci ceea ce s-a făcut înainte, să te arunci cu jandarmii pe un om, să-l trântești la pământ, să-i dai 200 de milioane amendă că n-are o mască, nu. În general, oamenii respectă. Majoritatea respectă. Degeaba punem amenzi și lockdown-uri, pentru că ele se aplică tot pe amărâți. Bun, zim, da, deci amărâtul n-are apărare degeaba. Și, na, mă rog, dacă degeaba, n-apărea degeaba, poza dai mie, dai și cum vrei tu să, cum vrei să mergem mai departe? Hai, spunem că, uite, ăsta e momentul, gata, ăia sunt proști, Cătălin, noi respectăm. Cum n-am merge? Spus că sunt proști. Nu, politicienii. Trebuie politicienii să se retragă, în primul rând, da, cei care ne-au condus okay. echipa lor. Bun. Și trebuie să vină oamenii care sunt specialiști în domeniu să facă un plan și să meargă pe ăla. Dar nu un plan care să facă ce vrea politicianul. Zi-mi aici la plan, că eu și tu și cu mine știm amândoi ce s-a întâmplat lunile astea. Adică au fost niște oameni din sănătate care au împins niște soluții în față. De exemplu, când venea Voiculescu și zicea, bă, hai să nu începem vaccinările cu ăștia care se elită, hai să începem cu aia bătrâni la țară, că e mai complicat. Dar zi-mi tu acum în situația asta, care-i soluția aia? Uite, zi-mi o parte din plan, eu asta vreau să văd astăzi. Că ai zis carantină, nu, că n-are nicio treabă. Zi-mi o parte din plan. Nu știu, ar trebui spitale din, nu știu, fiecare județ câte un spital sau care poate face față, transformat în spital din ăsta de COVID, mărit personalul, dar personal nu prea este de unde. Să spun, aduci oamenii care se pricep, nu politicienii. Da. Și restul, da, ține și de noi. Eu am respectat, am purtat mască și când nu a fost obligatorie. Și acum când vorbesc cu tine, am mască, că sunt în stradă. Dar acum, oamenii respectă, s-au și vaccinat, atâta. Nu e vina noastră că campania asta de vaccinare n-a fost făcută cum trebuie. Oamenii n-au fost informați cum trebuie. Asta e adevărat. Aici... Nu trebuia să fac asta, Cătălin. Acum, spun sincer, dacă tu vii la Europa FM cu o echipă și ai 60% audiență și te duci la 20%, poți să spui că noi ascultătorii nu știm, nu suntem buni? Sincer. Nu pot să zic asta aici, da. Asta e corect, asta ține Cătălin, doar de mine. Da. Am ales o echipă care ne-a spus că ăia dinainte sunt hoți, sunt penali, sunt escroci, ei sunt buni. N-au făcut nimic. Să plece, să lase pe alții. Gata, asta am rezolvat-o. Îți mulțumesc. Nu știu, pleacă repede domnul Câțu sau, mă rog,
Stai că și această afirmație este mereu discutabilă, că nu știu ce vrea domn președinte Iohannis. Alexandru, salut, ești la România în direct. Am întrebat așa, dacă nu lockdown, ce alte soluții sunt? Sau poate salut, Cătălin, și salutări la toată audiența voastră. Primul rând, faceți o treabă minunată. Aș putea să vorbesc cu tine toată emisiunea, pentru că prin natura jobului vizitez mii de medici pe mult, foarte multe județe și, bine, sunt medic, dar nu practic și practic mă învârt în cercul acesta de personal. Practic, îi dau dreptate lui Andrei aproape în totalitate. Ce să zic? Situația o să fie epică, dramatică. Da, este. Totul pornește de la educație. Vreau să vă spun așa, știu foarte mulți medici care au murit înainte de vaccin și știu care au murit și după vaccin. Soluția și mesajul de luat acasă următorul. Vaccinul protejează de formele severe și de deces. Și de aceea trebuie să ne vaccinăm fiecare dintre noi. Pentru noi, în primul și în primul rând. Pentru asta a ne proteja de... E o soluție, merge încet. Treaba merge încet. Până când vaccinezi, până când trece și rapelul și ce-o mai fi, suntem la 20.000. Eu îți vorbesc de o chestiune care e azi. Ăsta, 15.000 de azi, se duce acum și ca la 20.000. Vreau să înțelegi că în București sunt 12 îmbolnăviri la mie. Noi tot trimitem copiii la școală. Adică, salutări, domnul Câmpeanu. Până când îi trimitem? Întreb. Unde e acceptabil? La 20? La 30? Unde e acceptabil să luăm un tip de soluție? Total inacceptabil, inclusiv 15.000 și 310 pe zi. Problema este că sistemul se blochează. Deja nu se mai acceptă doar urgențele în spitale. Adică eu și tu, dacă, Doamne ferește, avem nevoie de un ventilator acum, avem o problemă majoră. Cine a fost responsabil a plecat, sau vezi, Doamne, o să plece. Pentru că n-au avut bărbăția să facă ce trebuia, cum trebuia să facă, adică la începutul verii. Dom'le, doar pe bază de certificat, la mall, la untold, la, știu și eu, în spații aglomerate. Și ăsta e nivelul de educație, 30% din populație. Ce să facem? Vrei să spun unde mă duc eu acum? Acum mă duc la o mormântare, la o persoană care a sunat la ambulanță, că s-a simțit rău. A venit ambulanța după 3 ore și omul a murit cu zile și n-avea COVID. Da, sunt și alte boli în România, asta se întâmplă. Trebuie bolin pulmonar. Da, e foarte simplu, tu gândește-te, are cineva accident, trebuie ventilat, operat, ventilat. O să ajungem să nu fie ventilatoare suficiente. Ai fi de acord cu o nouă carantină din asta? Acolo unde se impune, unde sunt cifre mari, că nu mă gândesc la o carantină la 3 la mie. Noi în august am făcut boala. Soția a luat de la bonă, vaccinată, dar toată lumea a făcut, cei vaccinați au făcut forme foarte ușoare. Ea mi-a dat mie, la familie, la toată lumea. Eu am zis că 14 zile închis în apartament, nu mai stau. Adică eu am fost bun cetățean, m-am vaccinat la început. Am respectat mască și în exterior când nu era obligatoriu. Ai introdus o nuanță aici și ai zis așa, băi, prietene, stai puțin, sincer, că aia care mor sunt cam nevaccinați și asta e. Nu neapărat, mor și oameni care sunt, cum să zic, cu zile, care nu au acces la sistemul de sănătate. Știi cum e la război, când te cheamă, ce faci? Ori mergi, ori pușcăria. Frate, suntem în situație de război. O să ajungem la lockdown. Știi cum e? Că în România încă se merge pe acțiune și reacțiune. Adică dacă cresc cifrele, facem și noi. Într-un fel, guvernul și guvernații vreau să fie validați de situația din teren. Adică n-au bărbăția să-și asume ceva, frate. A, asta e adevărat, da. Îți mulțumesc, Alexandru. Spune cineva aici pe Facebook. Propun lockdown pentru nevaccinați. Inclusiv pentru mine. Adică, da. Nu-i nevoie să inventăm roata. Măsurile luate de alte state care au reușit să stăpânească valul 4. Carantină, mască, pașaport verde, vaccinare obligatorie pentru domeniile esențiale. Da, uite, o soluție. Deci le avem și noi pe astea? Carantină, asta spunem, da? Nu se face. Mască, pașaport verde, da. Mai mult sau mai puțin. Liviu e la România în direct. Salutare. Soluții. Că a zis doamna Pistol că ești cetățean. A zis doamna Pistol că ești cetățean. Soluția e la dumneata. Te ascult. Da. În primul rând, lockdown nu se va face, deoarece se vede clar 70% sunt nevaccinați. Cei nevaccinați ori nu cred în COVID,
ori cred în teoria conspirației, nu trag speranțe într-un lockdown. Eu ce aș face, vă spun eu, ți-am pus la dispoziție vaccin, nu te-ai vaccinat, ai ajuns la ATI, plătești tot ce înseamnă consultație, tratament, etc. Cred că am discutat odată despre asta și multă lume a zis, băi, e neconstituțional și... De ce? De ce? Vă spun eu că e constituțional. Știți că dacă plătești taxele de sănătate și încerci să te țin ucizi, plătești tratamentul? Serios? N-am știut treaba asta. Același lucru este și cu COVID-ul. Da. Vă spun sigur că m-am interesat. Dacă ai asigurare de sănătate și încerci să te țin ucizi, plătești, practic, tratamentul, pentru că așa este, normal. Tu mi-ai spus... Același lucru se poate aplica și în cazul COVID-ului. Da, dar asta e o măsură vaccin nepopulară. Tu mi-ai spus așa mai devreme, pentru că sunt foarte mulți cei nevaccinați sau care nu cred în boală, statul nu va lua o măsură nepopulară, adică politicienii nu-și va asuma. Aia sunt prea mulți, 66%. Am impresia că rata vaccinării s-a dus undeva la 34%. Da. Ok. Dar știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în zilele următoare, vreme de, știu eu, 2-3 săptămâni, o lună, vor muri încă așa, undeva la 300 de oameni pe zi. E acceptabil? Da, da, va fi ca în Lombardia, cu siguranță. Da. În Lombardia, ca să facem calcul exact, că m-am uitat și eu, vreau să spun lucrul ăsta, sunt 10 milioane de locuitori și acolo, strict pe zona aia, se ajungea undeva la aproape 400 de morți zilnic, deci e ceva mai rău la ei. Noi încă n-am ajuns în vârful curbei. Încă n-am ajuns, asta voiam să zic și eu, pentru că în zilele în care în Lombardia erau 400 de morți, în toată Italia erau cam 900, și făcând eu un calcul așa la o populație de 60 de milioane, mie că noi azi, noi ieșim mai prost decât Italia la data respectivă, da? Așa este. Da, adică... Vă mai spun un lucru. Pentru perioada asta pandemică, României trebuia un guvern de tehnocrați care să poată să ia niște măsuri nepopulare. Mm-hmm. Politicul nu are curaj, că își pierde bazinul electoral. Da, știți ce? Domnul Câțu dădea cu barda în masă când era în opoziție, deci când era de dărmat PSD-ul acum vreo 2-3 ani, îl țineți minte pe domnul Câțu cât de curajos era? Da. Adică părea un bărbat foarte hotărât. Unde i-a dispărut, domnule, curajul de când i-au dat funcție? Că domnul Câțu a zis așa, domnule, pandemia s-a terminat, după care a venit și a zis că apă cine poate, eu v-am dat vaccin. Asta e seria lui de declarații. A avut foarte multe contradicții în declarații. Cu el însuși, da. În primul rând. Îți mulțumesc, Liviu, să ai parte de zile bune și să rămâneți sănătoși, că asta e foarte important. Vasile, salutare! Ai face lockdown? Bună ziua. Ai face lockdown sau nu? La momentul respectiv, să știți că aș fi de acord cu lockdown, tocmai pentru faptul că sunt foarte mulți în spitale, de spitalele spline, și sunt de acord cu domnul Câțu, care a pus la dispoziție vaccinul. Numai cu treaba asta sunt de acord și cu tot guvernul care l-a avut până acum. Și sunt de acord cu vorbitorul meu care a spus că trebuie să plătească domnii care nu s-au vaccinat și ajung în condiții la ATI și trebuie să plătească spitalizarea. Sunt foarte de acord. Domnul Cât s-a greșit totalmente când nu a pus și legea asta pe masă sau ordonanță de urgență sau ce se dea la guvern. Toți nevaccinați care ajung la ATI să-și plătească spitalizarea. Scurt. M-am uitat pe niște declarații. M-am uitat pe niște reportaje de astea din spitale, pe niște convorbiri cu oamenii care ajung acolo. Să știi că oamenii aceia, mulți dintre ei, sunt și victime ale dezinformării, ale unor oameni care pur și simplu sunt răi în situația asta. Adică mulți sunt niște oameni sărmani cărora, prin soluția propusă pe tine, de tine, practic le tai dreptul la viață. Adică ei au fost și mințiți, și păcăliți, au ajuns într-o situație disperată și acum vii și spui, Vasile, bă, știi ce, ia, dacă nu ați căscat ochii la cine trebuie, ia plătiți voi cei pe aici, poate vă mai scăpăște.
problema, acum hai să mai punem și alte soluții în față și vă spui și care. Toată presa, mă refer și la televizor, și la scrisă, și în orice. Toți, mai ales la televizor, i-a arătat doamna Șoșogă, care făcea circ pe stradă, circ făcea, vă spun. În loc să spună în față toți, domnule, trebuie să ne vaccinăm. Nu chiar toată presa. Presa devine la 50%. Sunt convins, dar nu toată presa. Haideți să facem distinție. Există televiziuni care s-au comportat onorabil și în ale căror studiouri stau numai medici de calitate. Marea majoritate dau știri bombă. Da. Deci eu nu vreau să zic nimic. Asta sunt de acord. Dar uite, o presă care a fost, nu dau cu nume, care până acum nu avea știri bombă, acum de vreo 5 luni de zile să zic știri bombă, exact ca și România TV, care și e numai cu știri bombă și nu s-a adevărat. Știți? Dar eu acuz foarte mult presa prin faptul că dădea știri care nu erau asta și nu făceau... Sunt de acord cu tine. Sunt de acord, dar mă rog, uite, când zici toată presa în redacția asta și la microfonul ăsta, doamna cu pricina nu a intrat niciodată. Păi, bun, mă referem în general la presa, la televiziuni, care, credeți-mă, vedeam pe doamna Șoșoacă ce face. Da, domnule, și eu o văd în fiecare seară și în fiecare seară am întrebări și chiar mă uitam ieri și am spus că o parte dintre colegii mei de breaslă sunt vinovați de nenorocirea asta pe care o trăim zilnic. Bun, să nu mai vorbim noi de doamna Șoșoacă, vorbim și de toți 10 sau 15 câți erau în fața guvernului care scrieau anti-vaccinare, anti-nu mai știu ce. Credeți că dacă o dă la oameni, mai ales la oameni de rând, nu la oameni care cât de cât au un pic de cultură, care văd, da, pe domnule, nu ne mai vaccinăm că uite, o trecut și așa, și așa, și așa. Am auzit cu urechile mele oameni care au declarat de pe patul de spital, am înțeles de la televizor că vor să ne omoare. Cu vaccinul, în sensul ăsta. Asta acum vă spun. Dar chestiunea e separată. Încă o dată, aș vrea să trag o linie aici. Spune-mi în felul următor. Ca să oprești acest lanț al nenorocirii astăzi, ai fi sau nu de acord cu un lockdown? Da, am spus la început. Un da hotărât. Deci, eu spun da, căci mă afectează financiar. Dar pe cei care afectează financiar, aici... aș fi cam nehotărât, să știți. Eu spun, da, că financiar nu mă afectează. Dar eu, domnul Câțu și guvernul care mai este acum la conducere, până ce e alt guvern, cred că face treaba asta, adică nu dă lockdown, tocmai din cauza că o să primească mai bani, mai puțin la stat. Deci financiar vorbesc, că din cauza asta nu se face. Și nu cred că scăpăm. Și priviți dumneavoastră cifrele. Păi mă uit la cifre, de asta mi-e teamă. Mulțumesc tare mult, Vasile, încerc să fac loc la cât mai mulți oameni. Cred că a vorbit președintele Iohannis, nu? Am văzut ceva cu coada ochiului la televizor. Zice așa, domnul președinte, stați că mi-au scris colegii, mulțumesc, Lucia, să vă zic pe repede înainte. Suntem în plin val 4 al pandemiei pentru că prea puțini români s-au vaccinat. Suntem într-un paradox, avem arma pentru a termina... treaba asta, bănuiesc că a zis, vaccinul și lumea stă și nu se vaccinează. Nu pot să înțeleg aceste reticențe, îi rog pe români să meargă să se vaccineze, să terminăm odată cu această pandemie, să ne vedem de viața noastră. Asta zice domnul președinte, dar eu pun pariu că acest mesaj al domnului președinte nu este la fel de puternic perceput de populație decât dacă sau... sau poate este mai slab decât cel pe care ar putea să-l rostească Firicel din Las Fierbinți, da? Cred că dacă domnul președinte l-ar ruga pe Mihai Bobonete sau pe unul dintre actorii care ne înveselesc în fiecare săptămână în Las Fierbinți sau cine știe în ce alte spectacole, ar avea mult mai mult succes cu tipul acesta de mesaj. Căci domnul președinte are zilele astea
o problemă pe care singur a creat-o și lumea se uită așa, întrebător la el și spune, păi tu ne spui să ne vaccinăm? Care ai dărmat acolo și încoace? Valentin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. Ce soluție propriu? Nu cred că este idee bună un lockdown, pentru că mi-amintesc de ce a spus doamna Merkel când a propus lockdown-ul în Germania și apoi ce a cerut scuze, s-a dovedit că nu era nevoie de lockdown, nu l-a mai implementat. Mi-aduc aminte la noi de doamna Andreea Moldovan când a spus că își dorește din suflet un lockdown. La o lună, la fix o lună, s-a scos măștile, deci s-au relaxat restricțiile și s-a dovedit din nou că nu este nevoie de lockdown. Mi-amintesc că ați spus într-o emisiune de Florida când au renunțat complet la restricții și a spus că o să vedem ce o să se întâmple și mi-aș fi plăcut să reveniți cu un fel de follow-up, ceva, un fel de bilanț. Și lucrurile la ei stau chiar foarte bine. La ei la cine? În Florida. A, în Florida stau lucrurile foarte bine. Da, uite, nu știu să zic acum ce înseamnă că stau foarte bine. Dar văd că la noi stau foarte prost. Era un experiment atunci. Și li se spunea pe toate canalele că o să fie plaja din Miami plină de cadavre. Liniștiți-vă, nu faceți asta. Mm-hmm. Din contră, lucrurile nu s-au agravat. Și crezi că în România se întâmplă... Da. Crezi că în România se întâmplă... Ce crezi că se întâmplă în România? Dacă, de exemplu, suntem pe primul loc la accidente auto în Europa, da? Da, stai puțin, ca să mai moară oameni așa, ar fi același exemplu. Ia să vedem, să nu ne marcăm în mașini o zi întreagă. Hai, stai puțin așa, că înțeleg că în Florida e foarte bine, da? Păi, e foarte bine după ce, ia să vedem noi... La mijlocul lunii august să fi fost 23.355 de cazuri pe zi, da? După care scădem până astăzi, înțeleg, la 4.446 de cazuri pe data de 4 octombrie. Da, cu o populație mai mare decât a României. Aha, deci când ai 25.000 de cazuri pe zi după scoaterea restricțiilor, e foarte bine, înțeleg. A mers treaba brici în valul 4 și la ei. Uitați-vă la mortalitate. Scuzați-mă. Păi da, mă uit la mortalitate, dar pot să compar sistemul medical din Florida cu cel din România? Hai nu, putem să comparăm cu un stat tot american, ca să fie comparația cinstită, care Tu mi-ai zis acum să mă uit la asta. Da, au fost, scuză-mă, 40... Păi nu, dar dumneavoastră ați comparat cu noi. Scuză-mă, au fost 49.000... Nu am datele decât pe un grafic de ăsta mobil, au fost 49.000 de cazuri pe zi. Scuză-mă, de chiar 56.000 de cazuri pe zi. Vă amintiți de atunci de Timișoara, care a stat 3 săptămâni în lockdown și a ieșit cu mai multe cazuri decât când au intrat în lockdown? Păi normal, pentru că ai înțeles... Știi cum funcționează chestia asta, nu? Adică în momentul în care pui frână la o mașină, ea mai merge 100 de metri, după care începe să încetinească, să se oprească. Nu, astea sunt lucrurile, că infectările sunt deja produse. Ele fac puiuți în următoarele zile. Dar oprește-i val. Lockdown-urile erau de obicei, a fost inițial pe 2 săptămâni. Și au zis că după 2 săptămâni o să se vadă o scădere. Da, trebuie să aștepți de fapt 2 săptămâni, chiar 3 săptămâni. Chiar 2 săptămâni, 3 săptămâni, cam o lună, așa, în realitate. Dar ce soluție vezi? Evident, că în afara de asta de a mă acuza pe mine... Și eu ți-arăt pe cifre că nu ai dreptate. Care e soluția pe care o propui tu astăzi? Care e soluția pe care o propui tu astăzi la 300 de morți pe zi și 15.000 de îmbolnăviri? Să avem acces la medicații care să prevină agravarea cazurilor și formatarea spitalelor. E simplu. Avem acele medicamente disponibile în farmacii sau la medicii de familie? Nu știu la care medicamente te referi. Că înțeleg cel că... care a fost achiziționat, de exemplu, săptămâna trecută de stat. Cel pentru care 220.000 de doze. Da, urmează să vină, dar v-a spus și astăzi Arafat că toată chestiunea asta durează câteva luni. Ele sunt achiziționate, dar mai sunt necesare niște teste. Da, știu, favirul acela mai durează până când apare. Sunt deciziile, soluțiile care sunt prezentate acum de autorități, sunt pentru o situație utopică. Realitatea la noi este că deja e clar, lumea nu se vaccinează, majoritatea populației nu se vaccinează. Dacă ai oameni care deja o să ajungă, cum a spus domnul Gheorghiță, la a patra doză în curând
și sunt oameni care n-au făcut deloc, este clar că trebuie să te pliezi pe situația asta și atunci trebuie să vii cu medicație, cu tratament care să prevină agravarea cazurilor. Este foarte simplu. Nu putem să așteptăm, e clar că nu putem să așteptăm să se vaccineze toată lumea. Da, adică nu e limite, de dacă deja unii se apucă de a patra doză și unii deloc, nu e clar că e un ecart prea mare și că nu o să se rezolve treaba asta. Da. Să mai spunem oamenilor că... E ca și cum am fi un tren care așteaptă pe toată lumea. Nu, trenul pleacă la o oră fixă. Nu putem să așteaptă pe toată lumea care întârzie. Asta este. Să mai spunem oamenilor că dozele astea cumpărate de statul român și care se dau în anumită fază a bolii sunt la vreo 2000 și vreo 200 de euro o doză față de un vaccin care, sigur, în momentul ăsta e doar vreo 80 de euro. Am înțeles, dar există și alte medicamente pe care alte țări le folosesc. E posibil. Care la noi și sunt foarte accesibile. Și nu o să intru în polemici ca să spuneți că sunt... Nu știu, dar eu cred că în spitalele din România nu se dau medicamente sau cred că oamenii aceia nu au medicamente? Păi asta e că se dau doar în spitale. Trebuie să ajungi în spitale și se blochează spitalele. Asta încerc să vă spun. Așa, e vrea ca lumea să... Aceste medicamente trebuie să fie mult mai disponibile. Aha. Domnul Striblea, dacă pot să ajung într-o parcare și să fac un vaccin, cred că ar putea să ajung și într-o farmacie să-mi iau un medicament. Da, e adevărat, însă orice medicament trebuie prescris de un doctor. Păi da, asta zic, dar ca să nu se ajungă în spital, putea să fie disponibile pentru medicii de familie o listă, o serie de medicamente pentru a le prescrie. Da, nu înțeles, e o soluție. Nu sunt absurd să nu accept genul ăsta de soluție. Nu văd cum ar putea funcționa. Nu văd cum un medicament care e foarte scump ar putea fi accesibil altfel decât cu rețetă compensată. Și nu mi-e dau seama exact. Bine că nu vreau să vă spun nimic, puteți să căutați noastră. Căutați să vedeți ce folosește, de exemplu, Japonia. Pentru a nu ajunge în situația de a da spitalele suprasaturate. Să vedem câte cazuri sunt și în Japonia. Mulțumesc tare mult! Interesantă convorbire. Imediat mai și la Japonia să vedem câte cazuri sunt și ce-o fi și cu spitalele din Japonia. Unde suntem? La Radu, nu? Salutare, Radu! Oh. Din păcate, această atitudine este tipică pentru cetățeanul român. Adică? Sunt medic de familie, vaccinez Johnson, că atâta primim noi, în timp ce în Germania orice cabinet medical în afară de medicina legală vaccinează Pfizer. Testez, ridic în CoronaForm și sunt liberal ca să știe de pe ce picior vorbesc. Eu i-aș recomanda domnului care dă soluții pentru România, pentru o problemă pe care n-a rezolvat-o încă planeta, care are câțiva chimiști, virusologi, farmacologi, epidemiologi, ceva mai bine pregătiți decât predecesorul care știe perfect soluția, să fie în farmacie, să intre în farmacie doar cel care știe să rezolve o integrală, dată unde trecut nu are la Olimpiada Națională de Matematică, Radu, în fața pe țară. Unde nu are dreptate ascultătorul nostru de mai devreme? Păi nu are dreptate niciunde. Nu are, există un singur tratament antivirotic accesibil pe piață, este Tamiflu pentru gripă. 80 de lei, 12 tablete pentru 5 zile. În rest, celelalte sunt de ordinul miilor de euro pe doză sau pe tratament pe o lună de zile. Nu există pe toată planeta. Medicamentele de care vorbeați sunt indicate în anumite faze ale bolii care combat un anumit tip de evoluție și scurtează perioada de internare cu 2-3 zile. Nu există o soluție terapeutică. Singura soluție este profilaxia. Profilaxia înseamnă vaccinare și distanțare. Și dacă e nevoie, revaccinare. Responsabili sunt destui. În primul rând că noi nu suntem învățați cu disciplina. Noi avem o neîncredere atât de mare în orice specialist. Eu am început să renunț la pacienții mei care nu-mi ascultă indicația. Nu ești de acord cu ce ți-am indicat, înseamnă că ești nemulțumit de mine, mută-te la altul nevaccinat. În primul rând, autoritățile care au permis peste vară intrarea cu buletinul peste tot, când în Occident nu se intra niciunde fără vaccinare. Acea modalitate că nu se mai deștept nici aia din Occident. Poporul e tot așa de cum este și al nostru. Dar au avut metode indirecte de a-i trimite la vaccinare. În luna august
s-a legiferat în Germania și se aplică de la 1 octombrie toată populația adultă care nu a avut o contraindicație semnată, parafată de un complex de medici, nu de unul singur, care răspunde și se îmbolnăvește, își plătește el sau urmașii spitalizarea. Au fost anunțați cu 2 luni înainte și este constituțional. Dacă și nici Germania Federală nu este o democrație, atunci abzic. Cum crezi Am informații că ar fi și în Franța, numai puțin, dar nu sunt sigur. Trebuie să verific. După aceea sunt răspânditorii de, de informații false. Avem în Sibiu un preot la o biserică în curtea unui spital, Părintele Dumitrean, care în presa locală săptămâna trecută ne spunea: nu vă vaccinați cu doza a treia. Păi oamenii ăștia sunt criminali. Parchetul nu mai știe că se pedepsește, că se trimite în judecată zădărnicirea luptei împotriva molii mei. E, aici e complicat. E doar o declarație. Păi nu este complicat deloc, este simplu. Dar spune-mi sunt două televiziuni și a treia de care vorbea celălalt este Realitatea TV. Da, sunt televiziuni care au dat acces liber la chestiunea asta, dar spune-mi tu astăzi, deci, om de dacă specialitate... Dacă cineva vorbește de ceva, spune, dar nu i-ai dat, numai puțin vă rog frumos, pentru că aici este ticăroșia CNA-ului, care nu știu de unde dracu au primit o comandă politică. Dacă vorbești pe cineva de rău, spune, dar nu l-ai întrebat. În schimb, aici vorbesc toate sosoacele și toate poapele și nu se aduce contraargumentul, nimic. Iar poporul săracul zevzec, ce să facă? Moare, deocamdată. Vom plăti ești cu om, toții. Ești știu că această toții, criză ne afectează vinovați. Pe toți. Nevaccinații cum? Vor muri, iar noi vom plăti pentru că nu ne-am străduit destul de eficient, deși eu pledez pe toate suporturile media, vaccinarea. Cum mai face doi astăzi? Prieteni. Cum mai face astăzi în vârful crizei? Vârful urmează să vină într-o săptămână. În vârful crizei. În primul rând, orice este mult prea târziu. Orice este mult prea târziu. Virusul s-a răspândit în așa măsură încât abia acum creșterea este cu adevărat exponențială, nu cum vorbesc toți necunoscătorii, când o pus încă unul zice exponențial la televiziune, 3 numite. 2. Lockdown-ul este absolut iminent, dar pe perioade scurte. Și de ce spun iminent? Pentru că trebuie să limitezi răspândirea de acum încolo, să nu dublezi cele 15.000 în 3 zile. Dar pe o perioadă scurtă, că nu poți să sugușezi nici economia și școala, în timpul ăsta mai trage o gură de aer, adică să mai golești spitalele prin decese mai mult decât prin externări, din terapie intensivă, ca să fie clar. 2. Decât măsura absolut stupidă a doi miniștri ai sănătății, nu mai vreau să le dau numele, doi extraordinar de nepricepuți, care au propovăduit testarea în farmacie de când farmacia pune diagnostic, în loc să facă testarea rapidă cu antigen în toate cabinetele de ambulatoriu. A intrat pacientul, i-ai băgat aia în nas. Nu vrea, pa la revedere, că nu poți să-l obligi. Dar de nevoie o face ca să oprești răspândirea de către cel mai periculos om asimptomaticul care nu și-a... Ceilalți îi cunosc, stau pe acasă, își iau un concediu medical, te mai păcălesc, nu e destul de conști. Oamenii nu sunt așa de răi, sunt numai să nu zic cum. Sunt dar asimptomaticul nu victime. Se ferește de nimeni. Mai departe, în spitale, orice pacient care intra, că acum nu mai intră decât cele trei categorii, orice pacient era testat PCR. În schimb, medicii nevaccinați nu îi testează în fiecare zi cu antigen, asistentele procent mai mare, brancardierii aproape niciunul vaccinat și așa mai departe. Pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, fiecare în fiecare dimineață la poartă testul rapid antigen și raportat în coronaform ca să împiedicăm raportările false. Pentru că suntem pe locul întâi la mortalitate raportat la numărul de locuitori care nu este 20-19 milioane, nu suntem față de 15 milioane niciunul plus. Da. Suntem locul întâi pe lume. Bun. Intrăm în istoria medicinei.
Mulțumesc pentru soluțiile aplicate. Am hotărât cu colegii mei să prelungim după știri această emisie, pentru că sună foarte mulți dintre voi. Vreau să-l auziți și pe președintele Iohannis. Iorgu Ianoș va veni în câteva momente și vă va spune mesajul domnului președinte. Văd că în continuare se sună mult la 0372069599. Ne întoarcem la România în direct în 5 minute după buletinul de știri.
Mulțumesc, Iorgu Ianu, și pentru știri ați auzit și mesajul președintelui Iohannis, care îi invită pe români către vaccinare. Eu v-am întrebat astăzi, în vârful acestei crize care va continua, care e soluția potrivită? Mai ales că șefa Institutului Național de Sănătate Publică spune că noi, cetățenii, avem soluțiile, mai puțin statul. Și v-am întrebat, domnule, da, un lockdown ar funcționa? Robert, bine ai venit! Salut, Cătălin, ție și tuturor ascultătorilor. Da, având în vedere că ne-am cam învârtit în jurul cozii, ne-am jucat de-a șoarecele și pisica în ultima vreme, de fapt, de când a început pandemia, de un an și jumătate, și nimic n-a funcționat, cred că toată lumea așteaptă să scăpăm odată de nenorocirea asta de virus și să ne reluăm viețile cum a fost înainte de pandemie. Eu m-am vaccinat și eu și familia mea, chiar și soția mea, fiind gravidă, s-a vaccinat. Da, și totul e bine. Cred că un lockdown 2 săptămâni nu ar muri nimeni să stea în casă și să încercăm să fie lucrurile ca înainte. Problema este alta. Degeaba, din punctul meu de vedere, degeaba ajungem la un lockdown total țara noastră, dacă în Europa și în lume nu mai rea nimeni lockdown-ul, pentru că granițele sunt deschise, aeroporturile sunt deschise și lumea poate să umble cum vrea. Și mai ales că noi românii avem așa o, nu știu, un comportament de ăsta, de turmă, de nici nu știu cum să-i spun, fiecare face ce vrea. Și nu mi se pare normal. Eu nu judec pe nimeni că își face vaccinul cineva sau nu și-l face, de-aia e democrație, fiecare să aibă dreptul la o decizie. Dar nu e soluție. Dar cred că un lockdown ar fi benefic. Mulțumesc tare mult, el e Robert. Vreau să-l aud și pe George. Salutare, George. George, salut, ne auzim? Salut, da, mă auzi? Salut, soluția e la tine, cetățeanul George, pentru că așa zice șefa Institutului de Sănătate Publică. Sunt în mare măsură de acord cu ea. Și ce vreau să vă spun este că eram așa de pornit să vin în emisiune să vorbesc. M-a răcorit foarte mult domnul doctor la sfârșit, înainte de știri. Așa, de ce? Și în sensul că a fost pe sufletul meu cu ce a vorbit și a avut mare dreptate. Doar că referitor, părerea mea la lockdown nu este soluția cea mai bună. Și vă spun și de ce. Lockdown am mai avut. Nu face altceva decât să amâne, să întrerupă o perioadă, dar nu rezolvă problema definitivă. Problema nu poate să fie rezolvată decât prin imunizare. Și asta înseamnă că cea mai bună soluție este prin vaccinare. Pe termen lung. Deci, dar acum, azi, mor 300 de oameni pe zi. Mâine 300? Poate, poi mâine 400? Câți sunt vaccinați din aia care mor? Astăzi din 282 au fost 22 de vaccinați și 260 de nevaccinați. Deci cam ce proporție? Păi vezi și tu, 1 la 10. Păi vedeți? Și atunci n-ar trebui să facem în așa fel încât să, nu știu dacă e potrivit să spunem, să recompensăm pe cei vaccinați. Dar într-adevăr să pară că ai un folos mai mare atunci dacă te vaccinezi și atunci dacă e să facem un lockdown, putem să facem un lockdown pentru nevaccinați. Ei, cum ar fi? Asta ar fi cea mai nepopulară decizie. Dar știi ce? Domnul Câțu nu mai are funcție. Uite, asta e ceva ce poate să-și asume. Domnule, și așa nu mai am nicio funcție, nu se mai uită nimeni la mine. Hai să facem pas. Așa este. Și acum, după părerea mea, dacă până acum când s-a votat de atâtea ori suspendarea președintelui, am fost împotrivă, deși l-am votat pe președintele ăsta, de data asta, dacă nu pune osul la treabă să facă repede un guvern, m-aș duce să votez suspendarea. Da, să știi, îți mulțumesc tare mult. Potrivit standardelor, domnul Iohannis chiar să mișcă repede, adică luni a chemat partidele la consultări. Wow, dar a zis că nu va ieși. Asta e foarte interesant. Deci cum, vă chem să rezolvăm treaba, dar vă spun cu sinceritate că nu iese din prima, deci îi mai chem o dată. Păi n-ar fi bine să facem să iasă din prima? Adică, haideți domnule, toată lumea rațională zice așa, lăsați-l pe domnul ăsta Cățu din brațe, trimiteți-l la Senat, puneți-l la guvern, faceți treaba. Mircea,
tu o să închei România în direct. Hai să văd cu ce concluzie. Bună ziua, bună ziua. Ce se întâmplă? Era evident că se va începe în situația asta atâta vreme cât cei purtători și asimptomatici se pot deplasa liber fără niciun fel de restricție. Este, de asemenea, vă întreb, este moral ca prin vaccinare să omori câteva mii și să, ca să scapi câteva milioane? Nu știu, e moral? Nu știu, adică... Adică prin vaccinare există șansa, există mică, foarte mică, 0,0 nu știu cât, să faci tromb de ăștia și să faci comoție cerebrală sau un infarct sau chestii de genul ăsta. E moral să faci chestia asta? Nu știu, de aceea vaccinarea trebuie să rămână voluntară, da. Și să nu uităm că în familia mea apropiată sunt 5 bolnavi, dintre care tata 88 de ani, okay. Soacra lui sor mea are 89 de ani și încă o persoană diabetică 58, 1,60 m, 130 de kg. Trebuie să se vaccineze. Eu sunt pentru vaccinare, dar atenție, trebuie să minimizezi. Adică să vezi care rău este mai mic și ce risc îți asumi dacă te îmbolnăvești. E evident care e mai mic în momentul ăsta. Și da, bun, când ai 5 neamuri bolnave deodată, ce soluție propui? Că așa este a lăsat foarte stat. Greu pentru care de colo-colo ca să-i aprovizionezi. Este un risc foarte mare și stau cu mâna pe telefon și cu mașina pregătită să-i duc la spital. Deocamdată gestionează bine. Vreau să vă spun o chestie. Tata 88 de ani a început tratament imediat ce știa că o să aibă, pentru că era evident. A fost o îmbolnăvire în serie. Deci recomand două lucruri. Dacă nu te vaccinezi, stai cu medicamentele după tine. Cum bănuiești că ai luat ăsta, fi pregătit și ai luat imediat tratamentul. Văd că o gestionează bine tata la 88 de ani și celelalte persoane tot foarte bine o gestionează. N-au avut nevoie de internare. Iar o persoană diabetică de la 10 ani, 130 de kg și 1,80 m, 1,60 m, adică comorbidități groaznice. Acum, eu le-am spus, vaccinați-vă, nu s-au vaccinat, asta este ghinion, vedem, poate e ruleta rusească, nu se știe. Eu văd, dar acum vaccinarea trebuie să fie voluntară, neapărat, nu obligatorie, pentru că statul nu și-asumă nicio responsabilitate. De ce nu vine statul să zică pentru fiecare deces statul în urma vaccinării își asumă dă 2 milioane de euro? De ce nu vine statul să spună? Ne asumăm responsabilitatea, este un gest civic, un gest necesar. Cine rămâne cu sechele pe viață. Îți fac acum o listă de pastile care sunt la fel de înspăimântătoare dacă le citești prospectul. Dar pentru este posibil, dar nu că n-a militat, după cum ai văzut, n-a venit nimeni aici să militeze, să se vaccineze obligatoriu. Dimpotrivă, eu unul am vorbit de o soluție care, cum și, să zic, și, noi... Și lumea trebuie să se detensioneze puțin. Ia. Asta este viața, eu știu că sună cinic, dar ai 5 vaccine la dispoziție. Am înțeles că și la chinezesc a fost autorizat în cu domnul Câțu, că asta a zis domnul Câțu acum ceva vreme. A zis, domnule, asta e, eu mi-am făcut treaba, țineți minte? Ce e vaccin la dispoziție? Dar fiecare e responsabil de viața lui și, încă o dată, trebuie să renunțăm la chestia asta de societate de comunitate. Nu, individul este responsabil de viața lui cu subiect și predicat. Da, e adevărat. Numai că dacă mor atât de mulți, suntem și mai săraci. Suntem și mai săraci, și mai puțini. E dureros. Domnul Sigla, e dureros. Sunt în... Alo? Da. Ești aici. Așa. Sunt în apropierea făi, sunt în familia mea, în apropierea mea. Mă doare sufletul. Dar acum, știi cum e? Le-am spus să se facă. Eu nu m-am vaccinat. Am avut COVID, am trecut peste și mi-am pus întrebarea ce atâta zăpăceală pentru boala asta, că am avut gripă, în care m-am simțit și mai rău. Dar acum mă uit la cum să zic, la cei care au comorbități și sunt sub factor de risc, le spun cu subiect și predicat, vaccinați-vă. Da. Dacă nu, este ok. Este dar cel puțin, dacă nu te-ai vaccinat, măcar ai demnitatea și stai, frate. Asta a fost decizia mea. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău care încheie acest lucru. Sigur că e un mesaj care exprimă foarte bine România. Întrebarea pe care trebuie să ne punem mai departe este, da, România poate să îndure la nivel de societate pierderile astea zilnice? Sigur că e decizia fiecăruia dintre noi. Da, când o să fim și mai puțini și mai săraci și mai nevolnici, ce facem? Cum mergem mai departe? Mâine e deșteptarea României, mergem la Brașov să vorbim și despre alte lucruri, că mai sunt și alte lucruri în țara asta, dar fiți sigur că săptămâna viitoare, când vor fi cine știe câte cazuri, chiar trebuie să găsim o soluție. Nu știu dacă lockdown-ul este una dintre ele, acesta e doar un test jurnalistic
dar soluțiile sunt și la autorități, dar și la fiecare dintre noi. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă, să ne auzim cu bine. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.